Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 23 august 2020. Puterea vindecătoare a iertării. Rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Luca 6, versetul 28. În fiecare noapte, Mary era bătută de tatăl ei când acesta se întorcea acasă de la cârciumă, beat și plin de furie. Așa că la un moment dat n-a mai suportat și a plecat de acasă. Cu timpul, majoritatea cicatricelor fizice încep să se vindece, dar cicatricile emoționale pot dura o viață întreagă. Ele te pot ține blocat în durerea trecutului și te pot costa relații prețioase. Chiar și cei care te iubesc obosesc și devin frustrați la gândul că nu te vei vindeca, în ciuda eforturilor și dorinței lor de a te ajuta. Cunoști pe cineva de felul acesta? Ești tu acel cineva? Dorești să te urnești spre vindecare și să găsești bucurie? O poți face. Mary a găsit-o atunci când s-a hotărât să-și ierte tatăl și a început să se roage pentru el. În acel moment a devenit întreagă din punct de vedere spiritual și emoțional și a continuat să-l ierte și să se roage pentru el până când vechile ei amintiri n-au mai ținut-o captivă. Domnul Iisus a zis, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Cuvântul rău presupune faptul că tu nu ai făcut nimic ca să cauzezi sau să meriți acest comportament și că ofensatorul tău te-a rănit din motive pe care poate nu le vei înțelege niciodată. De aceea s-a rugat Domnul Iisus pe cruce, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Luca 23, versetul 34. Asta nu înseamnă că ofensatorul tău scapă de consecințe. El va trăi cu vinovăția faptei pe care a făcut-o. Și dacă nu se întoarce la Dumnezeu pentru a primi iertare, nu va avea pace. Dar tu vei avea pace. Când te hotărăști să ierți și să te rogi pentru acea persoană, îți primești înapoi puterea și îți vei recâștiga viața. Deci, roagă-te pentru cei ce se poartă rău cu tine.